Ia. Vai, dar ce bine miroase. Ce drăguț, a revenit mirosul. Da, mi-a revenit, stai. Vai, ce bine e. Mamă. Stai, mă, nu mai plimba așa pe-n fața mea, că amețesc. Lasă-o puțin. Mă, și frige. Frige. Da. Dar pentru cine ai pregătit desertul ăsta? Cu cine aștepți? Pe cine aștepți? Păi așteptăm pe prietenii noștri, vecinii noștri. Da. Păi nu puteau să nu vină, să nu te salute, dragă, vecinii noștri, Cătălin Măruță și Radu Ciucă! Bine ați venit, domnilor! Găsiți-vă! Toată ziua, stați două secunde! Nu trebuia să mă deranjați! Nu trebuia să mă deranjați! Lora, suntem foarte bucuroși să te avem vecină, să știi că am auzit de dimineață tocurile în parchet când te pregăteai de emisiune. Îmi pare foarte rău, dar așa trebuie să fie. Uite, ți-am adus și ceva de mâncare, să știi. Ia, uite. Pe... tot din cămăruța noastră. Pe natural. N-am venit cu mâna goală. Carele, că nu e așa, gata, că nu ți-e ușor. Domnilor, vă rog să ne așezăm, să luăm loc, să povestim. Avem prăjitură. Finule, ia uite-vă cum au venit ăștia, bă, ăștia gospodari. Unde pleci, Felicit? Vino cu acăia aici negresă, lasă ce vorba. Mă, cuțit pe aici, cum mâncăm, că nu-i tăiată. Ia cuțit, ia. Ia, bravo, hai, ia de acolo. Am ochiul imediat. Ia stai pe bucătărie și nu stai să luăm și ăla? Niște lingurițe, furculițe. Cuțitul acela. Exact. Ia. Lora, bine ai revenit. Frige. Oh, mă. Păi înseamnă că de fapt nu putem să mâncăm acum. Asta zic. Lasă-o la pauză. Lasă un pic că de-abia a ieșit din cuptor. S-a grăbit, să se răcească. Da, ce bine miroase. Aha. Mm-hmm. Ce părere aveți, măi, dragilor, că sunt eu acum vecina voastră? Ia spuneți, hai. Nu era dor de tine, mă, Lora. Aia, ne era dor noi când am auzit și am văzut la întreținere așa? Că s-a schimbat alcoolul și am zis, băi, nene, a apărut din nou Lora, care a fost puțin plecată. O salutăm și pe Adela. Da, așa este. Bună, Adela! Bună, Adela! Bună, Adela! Pentru că... Și a rămas în continuare la întreținere acolo. Este la întreținere. Un nou locatar, atât. Da, îți dai seama că o să devină și Lora mămică. Atunci mamă, ce planuri îmi fac băieții ăștia, măi. Hai noroc, hai noroc, Doamne ajută. Ce ați făcut? Cum ați petrecut de sărbători? Ciucă, ai Ciucă, ce ai făcut, ia zi. Păi, mă, eu pe tine te știu că te țineam de ginere, dar între timp că... Păi el de asta a și venit astăzi aici, după miros. După miros, încă... După miros. Încă trezesc amintiri frumoase. Astea, da, momentele astea ți-aduce amintiri. Culisele astea de pe aici. Da. Da, uite, n-ai fost asta pe fază, ți-a luat-o băiatul ăla. Aia e. Aia, na. A fost mai iute. E o discuție între vecini, adică... Băi, dacă nu e vecini, păi nu vorbim, băi, e vecinul nostru. Eu nu știu detaliile, dar nu sună foarte amuzant. Cum a venit vorba aia, ne-a cerut mâna cu tare. E vorba de Viviana. De Viviana, mă, de Viviana. Ai cerut-o pe Vivi? Adela a fost un pic mai sceptică, dar Cove a fost cu mine atunci. Da. A vrut, omul era hotărât. Nu s-a întâmplat. Potrivit de necarea termă, n-ai ce să-i faci. Asta merge înainte, Cove. Am fost, după aia am fermă, n-am găsit-o. Păi n-ai, o ținea băiatul ăla. Să mai întâmplă în viață. Bă, tot felul de momente de genul ăsta. Cu dragostea nu poți să te joci, știi cum e. Exact. Zici-o că unde ai fost de sărbători? De Crăciun am fost la părinți o singură zi. Așa? Am plecat, m-am dus dimineața, m-am întors seara. Și de Revelion am fost la Cluj. Ce cu tot? Nu bine, mă, la Cluj, bine, aerul curat, altă viață. Ai ceva de Cluj? Da. S-a întors mai slab cu 5 kg. În 4 zile. Dieta de Cluj. De Cluj, exact. Varza la Cluj, dieta la Cluj. Bă, nebunule, stai așa, mă, bă, chiar... Vrei și tu la Cluj, așa, mă, nu spune. Te-ai chinuit, mă, zilele alea? Să știi că n-a fost chiar chinuială. Asta zic. A fost bine. Vezi, mă, Cove, un regim sănătos. Exact. Nu te chinuie prea tare. Și le recomandăm tuturor, am putea spune. Mă, deci așa să-mi ajute Dumnezeu vorba aia. Când schimbi aerul, și mergi în Ardeal, mai ales în Ardeal, e ceva... Slăbește imediat. Cum adică mai ales în Ardeal, dar Moldova ce are, dragă? Băi, eu am niște experiențe. Eu n-am experiențe așa bune cu Moldova. Pe Moldova n-am avut succes, Moldova, da. Pe Moldova, de fapt, Viviana e de Moldova. Viviana e de Moldova. Pe Moldova n-a avut succes, aia zic. Și s-a dus în Ardeal. Și ce a încercat. Da, asta e. Acolo e de mine, e clar. Da, gata. Bine că ți-ai ieșit. Doamne ajută. Doamne ajută.
Tu că tot ce ai făcut de eu? Mă așteptam să continui, ce dietă ai ținut? Ce să mai eu sărbătate? Acasă, dieta a fost făcută de soție da? Și de mama mea, pentru că părinții au venit de sărbători la, la București și am petrecut și Crăciunul și Anul Nou. Am trecut foarte frumos pe produsele oltenești, pe produsele ardelenești. A fost chiar foarte, foarte bine. Cum a fost să stai de revelion? Să știi că a fost, da, a fost un revelion cu totul și cu toată altfel. Ideea e că oricum ne-am îmbrăcat toți elegant. Nu, și eu am făcut asta, eram tot și un prieten foarte bun la noi, cu soția lui și cu, cu fetița. A fost așa o gașcă mai mare. Muzică, divertisment, dansuri date de copii și la ora 2, drei culcarea. Da, a fost frumos. Am ieșit, am văzut artificiile, pentru că la un moment dat în București s-au văzut... Bine, mă, bă, cum zicea și lui Popescu, bă, la voi în piper acolo ăștia, na, băgați ăștia, dar ei cu artificii, n-au avut nevoie de... Nu, au fost în piper artificii, era un oraș, dar le-am văzut. Păi da, mă, da, dar și pun piper acolo, n-au dat vecinii. Nu se cheltuie bani ai urat nici pe artificii, mă. Da, și bă, că au dat ăștia, au dat ăștia la mine pe calea Giulești acolo, vorba aia. Păi și tu n-ai dat, aia zic, bă, băia, tu n-ai dat. Tot felul de artificii. Adevărul că anul ăsta parcă au fost artificii în dușmănie. Da, 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 cam. Să-l împuște bine, definitiv, să nu mai. Să dispară 2020. A fost un an cu totul tot altfel, dar a fost foarte frumos. Foarte frumos. Eu mă bucur foarte tare că sunteți invitații mei astăzi, mai ales după ce v-am fost de atâtea ori invitată și m-ați primit atât de frumos de fiecare dată și nu mi-amintesc să existe o prezență în emisiunea voastră care să nu vină cu o provocare. Exact. Am și eu una pentru voi. Așa cred și eu. Am și eu o provocare pentru voi de data aceasta. Aolea, mi-e frică. Nu v-am pus nimic în mâncare, nu sunt chiar atât de răzbunătoare. Da. În schimb, da, am mă, întrebare, așa, stai puțin, că eu, da. Totuși, negresa asta o luăm noi sau... Nu, 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 nu. E doar pentru miros, așa, pentru decor. E bătaie mare pe ea, dar o ține, ne uităm, o mâncăm peste 3-4 zile. Observ că mai trag de timp, că provocarea asta nu sună bine, văd că are un microfon de live. Dar ce ai, dragă? Ce întrebări i-a spus, mă, de a trebui să mănânce picant așa? Eu n-am mâncat. Nu cred că am mâncat. Cine a mâncat picant? Cine a mâncat? Ionuț, nu? Ionuț a mâncat. A mâncat. Ce l-ați întrebat? Pentru o jumătate de negresă putem să venim cu întrebări. Ia-o pe toată, dăm întrebările. Ce e acolo, ce se întâmplă la sosul picant? Da, rămâne la sosul asta și faza aici. Bă, dar ce întrebare așa, bă, n-a putut omul să răspundă la ea, dar trebuie să mă... Eu pregătesc aici, nu asta. De exemplu, vineri a fost Andreea Tonciu și cred că au fost niște întrebări pentru ea care au creat ceva vâlve în showbizul românesc. Am văzut mă rog, ce s-a extins în presă. S-a extins în și în mai multe zone în care încă nu sunt așa dibuite. Suntem ca să zicem, în trending, să știi. Okay. Da, pe YouTube. Bravo. Bine, mă. Deci ce ne așteaptă? Vă așteaptă, dragilor, un karaoke. Vedeți microfonul 20-20 promo. Vreți să cădați în picioare așa? Se poate. Hai că să fie picioare. Artistă, dar nu deci, e... dacă orice, eu să cânt și să dansez, praf! Nu se poate! Să știi că la fel. Lasă, că nici mie nu-mi place să mănânc. Hai, și ce melodie vrei să cânte? Păi m-am gândit să cânte ceva. Ce? Mamă, Cove, vino mai aproape. O să știe, că imediat. Muzica, stai să dau aici mai tare. Bă, uite-mă boxă! Băi, Nicolaina! Noi avem boxă mai mare! Uite-mă boxă, serioasă! Doi! Haide, ia, fii atent, piesa asta o știi? Ia, Ciucă, vino, ia tu primul. Ce eu piesă, primul? Asta pentru cine? Pentru Cătălin sau pentru... Cătălin. Ne face semn că să mergem și pe scenă. Adică nu știu că ne facem de râs aici. Hai, și publicul încurajează. Poftiți, mă rog. Dar nu vedem? E ok, Radu, e perfect. Mai cum pe mine? Da, e ok. Bine. Dacă aveam un cablu din ăla... Mamă, e super tare piesa asta. Ia, mă, ca să și auzi, ia. Aul, ce e asta? Ce melodie asta? Inevitabil va fi bine. Ce-ai umblat? Ajută-mă. Umblat. Stai așa? Că eu nu văd. Yeah! Tu trebuie să-ți perțile, mereu așa? Mereu așa. Dacă eu știu... Uite, mai e karaoke. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori. Așa. Așa. Doar iubirea îmi dă fiori. Corect. Acum, 1, 2, 3 și... Banii mi-aduc fericirea. Da, te ajută să întreții iubirea. Haide să o lăsăm pe Lora, că ești cu mine. Atâta timp cât ești cu mine. Inevitabil va fi bine. Și vorba vine. Nu-ți face griji când ești cu mine. Inevitabil va fi bine. Bravo! Mai bun! Bravo! Mai bun! Deci, nu e suficient?
Nu e suficient? Am încercat să vă încurc, am încercat să vă pun în dificultate și am reușit. Hai să vedem altceva. Ăla e bun, ăla are voce. Nu știam, cu celălalt coleg de la întreținere. Stai așa să că nu vreau să vedeți, nu vreau să vedeți. Nu, oricum și dacă vedem e același lucru. Pune cu ochii închiși orice melodie, că la fel le cântă pe toate. Mamă, deci... Doamne! M-au trecut toate apele când am auzit că trebuie să cânt. Laura? Ia, asta e ceva mai ușor, Ciucă. Ceva mai ușor. Pot să iau și eu ceva de la voi? Ia, ia, da, chiar! Chiar, bravo, mă! Nu, uite, lasă-mă pe mine să aleg, te rog frumos, pentru că a fost un promo de sărbători. Ia, ia, băi! Bravo, mă! Asta e trofeul lui! Pove! Ce, mă? Ce melodie? Hai, Pove, să dați-i! Te întreabă mama ta dacă e boxa ta. Nu e boxa ei. Dar cu e telefonul? Ia unui colege. Mama colege, e boxa ta? Mama, da, mami, a ei. Mama lui Alex. Hai, hai. Ia, Bove, tu. Stai așa, bagă. Am ales această melodie pentru că aici nimeni altul decât prietenul nostru, Cove, aduce un pic ca maestru Ion Dolănescu. Mai ține când a făcut noi promo ăla. Bă, dai, cânt și tu. Da, eu cu el, amândoi. Da, amândoi. Ia. Nu ține mai microfonul, mai spre tine, totuși. Ce-mi plac versurile astea care... Ia. Ia, 3, 2, 1 și... Ascultați-mă, surori, pe mine. Bine, Ionuțe. Și voi, frații mei, ce v-ați fădit? Aie. Bine! E păcatul-i drept, nu e bine. Să vinzi casa care eu te-am gândit ușor. Mă omor, zi. Părintească nu se vine. Nu se vinde pragul strămoșesc. Încă vin părinții socolinde. Nu știu că părinții nu mai sunt. Frumos, mă! Casa părintească nu se vinde. Bine, maestre! Nu se vinde pragul strămoșesc. Dintre atâtea doruri mari și sfinte. Se știe. Ochii mamei încă ne privește. Foarte bine, bravo! Bravo, Cove! Știi cum e? Bine, mă, tot eu! Păi da, mă, e păcat să le lăsăm pe oamenii care se pricep la meseria lor. Bravo, Laura, mai ai semnal la telefonul ăsta? Nu e telefonul meu! Da, tocmai de-aia eu zic să... Nu vreți mai bine să mergem la bucătărie? Nu, mai cântăm, stai, nu? Stai așa, hai, Cove! Până caută... Adela, poți să-i zici Adela. Poți să-mi spui, Adela, te înțeleg. Zici ce ai pregătit azi la emisiune. Astăzi, la emisiune... Ceva frumos! Hai să vedem! Să ratați! Nu, da, serios, prietenul nostru Brânzoi, așa? Ionuț Ciocea ne vizitează, da? Astăzi e un băiat senzațional și de fiecare dată avem multe lucruri de povestit la emisiune. O să... Alina Pușcău? Da, bine, știam. Vine Alina! Alina Pușcău, am încercat data trecută când a venit la noi să vorbim cu DiCaprio la telefon, da, parcă, da, nu? Și cu Vin Diesel, parcă? Și cu Vin Diesel, astăzi cred că o să reușim. Și astăzi vorbiți cu ăla pe benzină. Nu, că prietena mea, lasă că vorbește cu DiCaprio la mine. Da, încercam ăla pe benzină. Perfect, și ne vistează și Alexia. Așa. Eram, avem mai mulți invitați. Gata, că, na. Hai să vedem ce a pregătit. Stai un pic, ce a pregătit colegul Ciucă, auzi. Asta e pentru tine. Ia. Ce e asta? Că nu știu. Se mărită Mona, e se mărită tine. Mona, mă. A, mă, cum să nu știi asta? Leu. Se mărită Vivi. Ia. Doamne ajută. E bine, măcar ai atitudinea, Ciucă, asta contează. Da, asta e, bagă. Dau din buric. Zi. Și... Aseară pe stradă am întâlnit o fată. Avea părul negru și ochii căprui. Bine, băieții mei! O fetiță brună cu păr ondulat. S-a oprit o clipă și, și m-a sărutat. M-a sărutat? Și aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită Vivi. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu. Ce să mă fac, Doamne, eu? Se mărită Vivi a mea. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Se mărită. Hai, cu burcea. Cu burcea. Vivi, se mărită, nu luăm o pauză de publicitate.
publicitate. Da, era momentul pentru o pauză de publicitate. Faceți niște vocalize. Lora, succes aici alături de prietenul nostru Cove și vă așteptăm cu drag oricând vreți pe la noi și mai venim și noi pe la voi. Venim. Da. Am trecut, gata. Doamne ajută, fericitări, cel mai de cântat și de dansat. Extraordinar, lăsați-o pe soție. Mulțumesc, de acord.